că avem o doamnă vecină, cred că e așa? Vecină, vecină, așa. Cu felicitări din partea lor, așa, am venit mai mulți în casă. La mulți ani să fiți fericită. Așa. Așa, găsiți-vă loc la masa de sărbătoare. Așa. Doamna Maria, am venit în această zi frumoasă pentru dumneavoastră. Cu o surpriză specială, mai întâi să vă ofer aceste flori cu aplauzele voastre. Așa mari, 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 frumoase flori ca și dumneavoastră. O șampanie pentru voastre, cu dragi, să mai mult femei și plătim domnul Vladimir, o să aveți grijă să le turnați la fiecare. Și un tort pentru la masa de sărbătoare, frumos, gustos, cu ciocolată, pentru lumea aceasta veselă, frumoasă, acuși veți vedea din partea cui este această felicitare. V-am scris câteva rânduri, o poezie pentru dumneavoastră, doamna Maria, cu dedicație specială din partea celor mai dragi și scumpi care îi aveți. Singură cu doi băieți de mână, de tinerică ai rămas. Ne-ai crescut cu multă grijă și cu multe lacrimi pe obraz. Fratele cinci avea eu trei anișori, pentru noi te-ai ridicat, mămică dragă. Ai muncit și nu ți-a fost deloc ușor, dar ne-ai dăruit căldura toată. Ai vrut să nu ne lipsească nimic și datorită hărniciei tale, tot ce ai dorit ai obținut, ai dobândit puteri supranaturale. Noi eram mici, năzbătioși, ne mai mustrai și dacă trebuia prineam bătaie, iar astăzi îți mulțumim frumos că ai reușit să faci din noi oameni. Tare te-ai mai necăjit atunci când ți-am vopsit șaunile cu bronz. Ai dat însărcinarea să le lustruim, iar noi le-am colorat frumos. Când te-ai întors acasă și ai văzut ce bucurie ai avut, credeai că de la lustruit lușesc așa frumos, dar când mâncare ele să faci ai vrut, s-o vopseaua pe pârjoare. Bucuria ta s-a transformat în scârbă și a noastră bucurie în jale. Dar ce să-i faci, să mai întâmplă? Când am crescut puțin mai mărișori, la pus fasole ne-ai trimis. Și ca să nu ne chinuim noi mulțișori, am săpat o groapă și fasolele acolo le-am ascuns. Multe ghidușii am mai făcut, dar tu pe toate mamă le-ai iertat. Ne-ai fost și mamă și tată în același timp, de una singură ne-ai învățat. Apoi și munți frumoase ne-ai făcut. Îți mulțumim, mămică, că la pământ tu n-ai căzut și te-ai descurcat singurică. Cea mai apropiată și dragă ființă din lume, draga mea mamă, mulțumim mâinilor tale pentru grija ce ne-au purtat-o, inimii pentru iubirea ce ne-au oferit-o, ochilor pentru zâmbetul tău minunat. Îți dorim sănătate, viață lungă și fericire la nesfârșit. Știu că te mai supărăm uneori, dar așa, mămicile noastre, pe toate le iartă. Te rog să ne ierți și astăzi, te iubim și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru mine. La mulți ani, din partea feciorului mai mic, pe numele Vasile, care nu-i prezent aici, dar și fiul dumneavoastră, care este pe loc Vladimir, a făcut tot posibilul să vină și el astăzi. Noi am filmat acest moment și o să vedeți dumneavoastră, deci este Vladimir lângă dumneavoastră, cel mai mic n-a putut veni la sărbătoare, dar m-a rugat să vin. O vrut, așa, o vrut tare. Eu vă mulțumesc mult pentru emoții frumoase. Asta este povestea dumneavoastră. Nu-i redat tot, dar ceva am reușit să vă fac o poezie de viață. Vă ofer cuvânt. Ce doriți să-i transmiteți fiului care nu e aici și acestui care este prezent? Ce vreți să-i spuneți dumneavoastră? Deci, poate eu să-i spun. Mi-i doare de însum și am eu acasă. Da, spune-mi. Îți mulțumesc mult de toate, de toată surpriza care mi-a făcut o mare bucurie, clar, e tristeță mare, ca mamă cu doi copii, am îndurat. Da, am reușit toate. Mă dat prostă Domnul și mai fi Domnul. Mă dat puteri și m-a întărit să merg pe drumul cel drept. Și asta este. Și vecinile mele împreună. Ne întâlnim și mult sănătate în Vaslică și Dumnezeu să-L aibă în pază și
Mărunțelul ăsta e mie. Mărunțelul ăsta e mare, așa? Bravo! Mulțumesc dumneavoastră! Cu drag! Și v-ați, că v-ați chinuit, ei, da, hai să ai o plăcere pentru dumneavoastră. Mulțumim mult! Chiar am vrut să vă cunosc, pentru că nu v-a fost ușor toată viața, dar să vedeți că sunteți o femeie puternică și ați reușit pe toate. Și încă stați, că încă multe o să reușiți să le faceți. Dedicație muzicală, prima dedicație muzicală, eu am să vă rog pe dumneavoastră așa să facem o atmosferă frumoasă în această zi pentru doamna Maria, fiindcă merită cele mai frumoase cuvinte, cele mai frumoase melodii, iar prima melodie are mama doi feciori. Se dedică cu mare drag din partea copiilor, din partea fiului mamic din depărtare. Sus paharele, haideți așa toată lumea cu paharele pline. Să-i facem ziua frumoasă, Doamne Maria, la mulțumesc să ne trăiască și toată familia dumneavoastră. Și înscris păhărele, după asta vă fac ceva mai vesel.